Credincioșii parohiei Intrarea Maicii Domnului în Biserică din Bocșa au sărbătorit astăzi hramul bisericii lor. Cu acest prilej, în mijlocul lor s-a aflat preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, care a săvârșit Sfânta Liturghie. Preasfințitul Părinte Lucian s-a aflat astăzi în parohia Intrarea Maicii Domnului în Biserică din Bocșa. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La praznicul intrării în Biserica Maicii Domnului, poposim și în acest an al unității de credință și de neam la Bocșa Română, la hramul acestei biserici, care a adunat în jurul ei foarte mulți credincioși, dornici să asculte și să se roage la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și în același timp dornici de a ajuta pe cei care se află în nevoi și în suferințe. Pentru că, în avlia acestei biserici, închinate praznicului de astăzi, se află și un așezământ social-filantropic, ocrotit de Sfântul Nectarie Taumaturgul. Așadar, aici, la Bocșa Română, ne-am rugat astăzi de Hramul acestei biserici, împreună cu părintele. Caius Negrea, părintele și Titor, împreună cu foarte mulți credincioși, dar și foarte mulți copii și tineri îmbrăcați în haine de sărbătoare, care ne-au prezentat la sfârșitul slujbei un program religios, dar și patriotic. Poezii cu caracter patriotic, dar și colinde, pentru că de astăzi începe colindatul, catavasiile nașterii Domnului, dau binecuvântare și pentru ascultarea colindului sfânt și bun. Lucrările la Biserica Intrarea Maicii Domnului în Biserică din Bocșa au început în anul 2009. În prezent se lucrează la pictura locașului de cult.